Salutare tuturor și bine v-am la un nou clip de această dată. Pentru că m-ați rugat foarte mulți să vă învăț niște chestii pe care eu știu să le fac. Această chestie mi-a arătat-o Moist. Momeala o să fie Luca și el este bad. Bun. Deci, din câte puteți vedea, băieți, din thumbnail și din titlu, o să vă învăț cum să aruncați cu grenadele în Fortnite într-un mod foarte, foarte, foarte eficient. Dar dacă mai vreți, băieți, tutoriale de genul, nu uitați să apăsați acolo butonul și de like și de subscribe. O secundă că mi-am dat seama că se mișcă jocul lăguit. Gata, am rezolvat. Bun, deci, voi acum pe ecran aveți o tabelă, ok? Nu știu, o să o pun într-un colțuleț mică, dar o aveți și în descriere. Tabela, iarăși am primit-o de la Moist, mulțumim Moist. Deci, acolo vedeți un grafic, ok? Și acolo scrie DR, acolo sunt metri și este distanța de la mine până la player. Spre exemplu, Luca acum se află la 65 de metri, pentru că o să stau jos când o să arunc nade-urile pentru a nu-mi lua snipe. Apoi, pe tabel, sunt layer-le unde playerii pot fi. Adică, eu în momentul de față sunt la layer-ul 0, aici sunt la layer-ul 1, layer 2 și layer 3. Și este și invers, adică dacă noi suntem la noi dacă suntem pe high ground, este graficul și pentru cei de dedesubt, adică 3 layere sub noi în jos. Sub noi în jos. Bravo, Robi. Bun. Hai să facem o mică demonstrație. Cum am zis, acolo în box se află Luca. O să pun o scară. Să spargem scara? Ok. Aha. Dăm de aici? Ok. Și băieți, vedeți acolo ceva, niște numere cu procentaj. Acel procent este lungimea punctului, să zic așa. Deci de aici până jos de tot este 100%. De aici până pe aici, pe undeva, este 80%. Deci voi cam aici ar trebui să țintiți. Suntem la 64 de metri, din câte puteți vedea, layer 1. Și noi acum, băieți, la 1, 2, 3, hai. Și acum aruncăm grenadele și efectiv Luca nu are ce să mai facă pentru că și-a luat insta-dili. Bine, până au ajuns ale mele, aia a fost, dar ca să că v-am divers, l-au omorât Moist. Și grenadele au efectiv bubuit fix aici, băieți, în el. Nu au mai bătut pământul să zici că bă, poate să facă pere sau chestii. Având în vedere că acum la squad putem lua maxim 6 nade-uri, cum am făcut eu și Moist, pot face 4 membri din squad, aceeași chestie dacă aveți, băieți, grenade. Și la squad vă recomand să luați grenade, pentru că sunt foarte, 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 foarte bune. Ați văzut ce se poate... Ok, ok. Ați văzut ce se poate face cu ele și băieți, o să vă las și vouă niște exemple acum din, din joc să vedeți ce am făcut noi cu nade-urile. Vizionare plăcută. Băi, băi, știu că n-are nicio legătură cu grenadele, dar a fost un kill făcut destul de frumos. Hai să vă explic ce am făcut și după o să vă arăt și o fază sau două din joc. N-au fost cine știe ce fază pentru că n-am prea avut ocaziile să dăm grenadele, dar sper că ați înțeles cum se folosesc. Aveți acolo tabela și în descriere, v-am explicat cum îl folosiți și credeți-mă, e foarte, foarte, foarte lejer. Așa că fiți atenți. Nu știu, mi-a plăcut faza asta, deci chiar a fost foarte mișto. Hai să vă explic puțin ce s-a întâmplat. Hai să mă duc și eu cu drone free, okay, că nu știu să o controlez. Cum dau să merg mai tare? Ok, nu știu să... uite, stai. Cu asta? Nu, cu egalul. Ups, ce-am făcut? Aha, fiți atenți, băieți. Deci, aici e acest băiat. Cum mă ridic? Q? Nu, E. Fiți atenți, aici e acest băiat, da? Acest băiat tot făcea picuri. Și i-am zis unui cu echipier de-al meu, băi, fii atent, îmi dai ID când îți zic. Și fiți atenți ce s-a întâmplat, stați așa că mergem puțin pe gameplay. Dăm play, eram cu ținta pe el, i-am zis, bă, îmi dai ID când îți zic eu. Am zis acum, pentru că era pe loc, dar s-a apucat să se miște el și oricum i-am dat knock, a fost foarte mișto. Well played, acum băieți, hai să revenim acum cu... Hai să revenim cu o fază cu grenadele. Bun, băieți, de această dată nu o să apar eu în prima fază, o să apară Moist, pentru că a făcut o fază tot așa cu nade-urile, bine, nu a făcut kill, dar a lăsat pe cineva lău, din păcate am pierdut meciul, dar nu contează. Hai să vă arăt ce s-a întâmplat. Deci, era Moist aici, ok? Noi aveam contest aici sus. Moist a dat damage, după aia și-a făcut o bază așa micuță, nu bază, din asta, o scheriță cu rampă și chestii. Ce-a făcut Moist? Și-a pus punct acolo, da? Acum are punct, mă rog, periplay nu se vede, dar are punct. Își duce ținta sus la 80% și aruncă grenada. Și aici Moist o să dea 100 damage. Ați auzit acolo și ați văzut pe ecran acea 100. Și asta e un exemplu foarte, 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 foarte bun. Acum trebuie să mai intru prin meciuri, să mai caut ce s-a întâmplat și o să vă arăt.
Bun, băieți, asta este faza care am zis că, băi, nu-i prea așa, dar am zis, bă, hai să vă arăt, pentru că grenadele sunt foarte, foarte, foarte OP și vreau, băieți, să vă fac să le luați și voi, pentru că fiți atenți. Luca a avut grenade, da, a dat grenade, dacă nu mă înșel aici s-a tras cu rocket launcher-ul, da, uite, s-a tras cu rocket launcher-ul și eu acolo grenade, a dat și Luca de acolo, băieți, vedeți, grenade și Bed a dat grenade și noi, așa, foarte, foarte lejer am luat baza acelor oameni. Eu aici m-am dus, nu știu de ce, m-am dus efectiv pentru că credeam că baza aia noastră, nu știu ce filme aveam eu în cap, dar gândiți-vă, oameni buni, că noi cu acele neiduri efectiv am distrus tot squad-ul ăla. Bun, și cum am zis, băieți, mai devreme, sper că ați înțeles cum se folosesc nade-urile. Vreau, băieți, de acum înainte să le folosiți cu cap, să nu le luați și să le aruncați așa aerea, pentru că ați văzut și voi, băieți, ce puteți face cu nade-urile, cel puțin la squad, chiar și la duo. Din păcate s-a dat nerf la ele, bine, și din fericire, pentru că sunt două cazuri în care dai tu nade-uri sau îți iei tu nade-uri. Și înainte puteai să iei 10, asta înseamnă că la squad erau 40 de nade-uri și acum poți lua maxim 24 dacă luați de un slot fiecare. Băieți, dacă vreți să mai facem clipuri de genul, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like și de subscribe. Follow pe Instagram la 1robinet1, unde îmi puteți da idei. Join pe camera de Discord pe care o aveți întotdeauna în descriere, oameni buni. Și codulețul meu pe item shop, pe care iarăși îl aveți în descriere. Și sub rama mea de facecam. Bun, mai băieți, că am uitat mai devreme să vă arăt cum trebuie să faceți și cu inamicii când sunt low ground. Bine, chestia asta este oarecum useless, pentru că pur și simplu, băieți, o să o să trageți normal, să zic, cu astea, pur și simplu să le aruncați, o să bubuie ele odată și odată. faceți predict și chestii de genul. De data asta este puțin mai... Oh god, stai, că am uitat că... acum fac pe un mob, băieți, pentru că este ora 2 dimineața și s-a dat și update la shop, o să vă arăt shop-ul în caz de n-ați intrat pe Fortnite până acum, băieți. Hai să punem și noi un punct ca să ne ducem acolo și să fim noi mai sus decât acel box. Într-un mod normal, voi, băieți, ați merge aici, ați arunca nade-urile. Eu nu mai am tabelul în dreapta, dar știu asta, gen, uitați, băieți. Repet încă o dată. De aici până aici este 100%, ok? În funcție de câți metri sunt, voi o să trească să vă puneți pe această axă. Spre exemplu, acolo pe tabelă, la un moment dat arată 90%. Asta înseamnă să țintiți undeva pe aici. Nu mai știu exact cazul, dar trebuie să-mi văd și o listă aia, pentru că este foarte folositoare și v-am zis, vă rog, nu aruncați grenadele, pentru că sunt foarte, foarte, foarte bune. Bun, deci acolo este inamicul meu. Bine, eu am buildat clădirea asta și... nu știu dacă o să fie foarte ok, like eu pe aici ar trebui să țintesc, dar... ia, mă, ne merge așa? Da, bun. Chiar poate puțin mai jos. Pe aici, pe undeva, băieți, ar trebui să dau eu și ținta ar trebui să fie moartă. Și uitați la ce mă refer. Mă refer la faptul că, gen, grenada nu mai pică și se stă atât pe jos și până bubuie. pică. Uitați. Bum! Și a bubuit fix acolo, gen în aer, băieți. Gen, ok, o să mai arăt chestia asta încă o dată. Nu o să se întâmple chestia asta și să aștepți până bubuie ca să poți să-ți faci tu reinforce. Nu, efectiv, o să bubuie, băieți, grenada în aer. Cum o să vedeți acum? Imaginați-vă că acolo era boxul inamicului, băieți. Bun, și hai să facem chestia asta și de pe high ground spre low ground. Într-un mod normal, adică și eu fac chestia asta. Nu știu cât de folositoare e chestia aia cu tabela de aici până acolo, like eu, asta fac și... ajung grenadele acolo din câte puteți vedea, bine. Nu ajung atât de ok. Dar, mă rog, v-ați prins voi, băieți, cum ar trebui să faceți, pentru că sunteți băieți deștepți. Momentan aici nu am destul de mult spațiu, frate. Dar hai să zicem că o să fac acolo un box random, băieți, fiți atenți. Că dacă tot vă arăt, să vă arăt cum trebuie. Uite, facem aici un box care o să fie spart de către grenadele mele. Hai să mă duc și eu până la 60 și ceva de metri, 70. Ia să vedem cât suntem deja, 30, mai avem foarte, foarte puțin și ajungem, băieți, hâț, hâț, 50, 60, 72, perfect. Acum noi hai să luăm high ground-ul, să știm că suntem cu atâtea leere deasupra. Noi o să mergem puțin mai jos, băieți, și la 80% din această linie. Deci, hai să zicem așa, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, aici. Bun, eu o să stau aici și fiți atenți. Chestia e mai jos.
Și o să bubuie boxul, băieți. Ok, poate nu le-am dat eu atât de bine, mai și eu trebuie să mai existez. Poate pe aici pe undeva? Sau pe aici? Ceva de genul ar trebui. Da, uitați, și gen bubuie boxul, băieți. E foarte pe chestia asta. Nu știu, mie îmi place maxim și chiar mă bucur că am învățat-o. Și chiar vă sugerez, băieți, și voi să învățați. Uite, toate grenadele pe care le dau, efectiv, acolo dacă era cineva, era mort. Băi, da, mort. Și chestia asta, băieți, voiam să vă arăt și la câțiva pro player, dar mie să nu-mi iau copyright pe conținutul lor și credeți-mă, chiar n-aș vrea să fac chestia asta pentru că, băieți, știm toți că ne-am chinuit mai puțin, vine ziua mea, poate facem 50.000 până atunci, cine știe, deja suntem 43.000 de oameni aproape pe acest canal și țin să vă mulțumesc foarte, 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 foarte mult. Din păcate, numărul de suporteri pe care îl avem a început să scadă și țin să zic și să vă precizez de fapt și aici că, oameni buni, dacă o să ajungem iarăși la numărul de suporteri pe care îl aveam, nu știu de fapt dacă e legal să zic, gen, am pus un Insta story și am primit multe din alea că bă, e ilegal, că e ilegal, că e ilegal, că nu știu ce, și eu de câte știu de la cei de la Fortnite nu este ilegal, dar am primit foarte multe așa că am șters story-ul și a rămas așa. O să facem ceva ce am mai făcut odată, băieți, pe Instagram și o să mai fac încă o dată dacă o să ajungem iarăși la numărul de suporteri pe care l-aveam înainte. Și voi tot ce trebuie să faceți este, băieți, să folosiți codulețul meu pe Item Shop. Nu trebuie neapărat să cumpărați ceva pentru că nu toți aveți V-Bucks, băieți, dar eu vreau doar să-l puneți. Poate facem sezonul viitor. Uite că acum am rezolvat și chestia cu PayPal-ul. Pe bun, o să facem un giveaway cu Battle Pass. Nu știu, sau vedem cum facem. Jucăm duos și cine face ceva, nu știu, câștigă Battle Pass-ul. Sau văd eu cum o să organizez, dar trebuie să aveți neapărat codulețul meu și să fiți abonați la canal, băieți. Foarte important să aveți și follow pe Instagram la 1robinet1, care este profilul meu de Instagram și îl găsiți în descriere. Și hai să nu mai vorbim atât, băieți. Asta a fost. Sper că v-am ajutat și ciao!